Vrem să fim adevărata voce de dreapta a cetățenilor români, indiferent unde locuiesc aceștia. Este declarația deputatului român Eugen Tomac, devenit președinte interimar al partidului Mișcarea Populară. Formațiunea s-a lansat pe scena politică românească, iar printre obiective este susținerea parcursului european al Republicii Moldova. Partidul Mișcarea Populară va avea drept obiectiv susținerea fără rezerve pentru integrarea europeană a Republicii Moldova. Dincolo sunt câteva milioane de români care au rămas în afara Europei fără voia lor, iar obligația noastră este să -i aducem la oaltă cu noi. Printre obiectivele PMP se numără fixarea prin Constituție a numărului de parlamentari la maxim 300 și a unei singure camere parlamentare, introducerea votului prin corespondență pentru toți alegătorii. Suntem și rămânem partenerii președintelui României. Susținem și vom continua să susținem reformele pe care șeful statului român le-a demarat. Credem că este foarte important pentru ca țara noastră să fie respectată și apreciată de partenerii noștri. Potrivit presei de peste Prut, Traian Băsescu a confirmat faptul că va face parte din Mișcarea Populară după expirarea mandatului său de președinte la finalul anului 2014.